Bună seara! Astăzi la interviurile juridice.ro, alături de mine este domnul avocat, lector universitar, dr. Horia Țiț, director INPP a Centrului Teritorial Iași. Bună seara, Bună Horia! seara, bună seara! Mulțumesc mult pentru invitație. Horia, avocatul stagiar, despre dumnealui o să vorbim în seara Da. asta, este un fel de 2 în 1. Dimineața este la instanță și după amiaza sau în weekend este la cursuri la institut. Nu are o viață grea, nu este aruncat în profesie direct prea repede. Să știi că marea majoritate a colegilor stagiari care la momentul de față urmează cursurile INPPA sunt foarte motivați. Deci le Și place și. da. Îți spun un lucru. Cei care au intrat acum în 2019, în august, am primit nenumărate telefoane de la ei întrebând, dar când începem cursurile? Dar când începem cursurile? Pe 16 martie. Așa Așa târziu? târziu. Așa târziu? De ce așa târziu? Și lucrul ăsta se vede lucrând cu ei. Ei au o energie extraordinară și au dorit foarte mult să devină avocați. Au muncit foarte mult pentru asta. Unii au dat examenul de mai multe ori. Și țin să spun că mulți dintre ei, toți, cred, poartă roba cu foarte mare mândrie. Cât sunt la Iași anul acesta? Acum avem aproximativ 50 care finalizează anul întâi, Sunt în anul deci 2 sunt acum. cei, da, vor trece în anul 2, vom începe după Martie. data de 23 martie anul 2 cu ei. Sunt cei care, în majoritatea lor, au intrat în profesie în examenele din august 2018 și martie 2019 și vom avea ceva mai mulți, aproape dublu, pe 100, care vor începe anul întâi după 16 martie. E greu să fii avocat stagiar astăzi? Cred că e destul de dificil, adică De ce sunt lectorii foarte exigenți cu ei? nu, nu. Nu. Mie îmi place să cred că lectorii de la INPPA sunt parteneri de discuție. Noi încercăm să le oferim, cum să spun, variante de interpretare. Nu le dăm niciodată soluții pe tavă. Dar ei nu vin. Întotdeauna îi invităm la Dar ei discuție. nu vin și te întreabă, domn profesor, aici cum ar trebui să facem? În speții asemănătoare. De foarte multe ori Da? fac lucrul ăsta, de foarte multe ori fac lucrul ăsta și cel puțin eu mă feresc să le dau răspunsuri în care să le spun, uite, așa trebuie făcut. Încerc să generez o discuție prin care să găsească ei o soluție posibilă, iar dacă o fac eu, le propun acea soluție ca o variantă, nu ca pe un adevăr impus, să zic așa. De altfel, cred că asta e un profil al INPPA-ului care trebuie remarcat și trebuie subliniat. INPPA-ul nu este o continuare a studiilor universitare. Nu se vrea a fi o formă de învățământ ca un master sau ca o continuare a pregătirii din facultate. INPPA-ul este o școală de avocatură făcută de avocați pentru avocați, nu pentru persoane care poate la un moment dat vor deveni avocați. Sunt niște avocați cu mai mare experiență care intră în dialog cu niște avocați extrem de bine pregătiți teoretic, dar care au mai puțină experiență practică. Doamna profesoară Raluca Bercea spunea în interviul aniversar la care ați participat și dumneavoastră că formatorii nu formează viitorii avocați, apropo de ce spuneați, ci formează persoane care sunt deja avocați. Dar ei intră în profesie, ei sunt avocați. Dar atunci de ce trebuie să mai facă și institutul dacă totuși ei sunt deja avocați? Sunt avocați și trebuie să facă institutul pentru că le lipsește această componentă de experiență practică. Și ăsta e și motivul pentru care absolut tot ce facem la INPPA, chiar dacă, să zicem, dacă ne-am uitat pe planul de învățământ, regăsim materii cu o denumire asemănătoare cu materiile din facultate. Noi acolo nu discutăm materia respectivă la fel cum o făceam în facultate. Care e diferența între ce se face, ce se făcea la facultate
și ce faceți cu ei la institut? Diferența esențială este că la institut analizăm situații practice. De la chestiunile extrem de simple, de redactarea unei cereri, nu știu ce font folosim și cum așezăm în pagină un text, până la modul în care relaționăm cu clientul, relaționăm cu colegii avocați, relaționăm cu instanțele sau cu parchetele. Totul este raportat la situații concrete în care se găsește sau se poate găsi avocatul, fie că e stagiar, fie că e definitiv. De cele mai multe ori, dacă mă duc la un curs, indiferent că e un curs la anul 1 sau la anul 2, și evident că plec cu o schema cursului în minte, de puține ori reușesc să mă țin de schema aia sau să discut toate chestiunile pe care eu mi le-am propus să le pun în discuția lor. Pentru că ei vin în permanență cu întrebări, ei vin în permanență cu situații pe care deja le-au întâlnit în practică sau chiar cu situații ipotetice pe care și le-au construit în minte, pornind de la ce au văzut în instanță, ce au citit într-un contract, ce au discutat cu un client și așa mai departe. Vin și în pauză? Da, de multe ori nu prea reușesc să iau pauză la și după ce pleci, timpul e relativ, nu prea reușim să ne încadrăm în, deși poate părea generos, adică, spre exemplu, ultimele întâlniri au fost de 5 ore, dar 5 ore este foarte mult. Nu e mult, că e mult 5 ore. Depinde cu cine petreci timpul respectiv. Trece foarte repede și repet, ei au o energie extraordinară, sunt extrem de dinamici și cumva și noi trebuie să răspundem în aceeași modalitate, trebuie să ținem pasul cu ei, că altfel probabil că nu ne-ar valida ei pe noi ca formatori. Apropo de font, am citit în ghidul de bune practici privind relația sistemului judiciar cu celelalte profesii juridice, în special avocați, care a fost adoptat de curând de către CSM în decembrie 2019, unde pentru prima oară se spun niște chestii de foarte mult bun simț. Se recomandă, nu știu dacă noi n-o să folosească avocații fontul Times New Roman, o să fie o problemă. Dar cel puțin este un ghid care spune negru pe alb să folosim Times New Roman, să avem grijă cum ne raportăm la italic, bold sau underline, că trebuie să folosim diacriticele specifice limbii române, că trebuie numerotate paginile, chestii de absolut bun simț. Sunt chestii de absolut bun simț, sunt chestii care aparent par așa foarte simple. Exact. Dar e extraordinar de bine că au fost puse pe hârtie, că au fost conceptualizate și pentru mine cel puțin ele au constituit baza de discuție de la cursurile privind redactarea actelor și tehnici de argumentare. Adică am auzit și colegi care spuneau, domne, sunt chestiuni absolut simple, de ce a fost nevoie să le avem și scrise într-un astfel de ghid? Ba chiar un coleg stagiar m-a întrebat la unul dintre aceste cursuri de ce a apărut acum acest ghid. Exact, da. O întrebare. Iar eu i-am răspuns că probabil că acesta este momentul de maturitate al sistemului judiciar, moment la care profesiile s-au putut așeza la aceeași masă și au putut conveni cu caracter de soft law, adică nu sunt niște reguli pe care să ți le impună, dacă vrei să le urmezi, le urmezi, dacă nu, nu. Dar, cum să spun, eficiența lor este dată tocmai de faptul că sunt reguli simple, de bun simț și pe care nu cred că, fiind un bun profesionist, le poți ignora. Acum, ca să n-ai să scrii cu Times New Roman, probabil că nu o să fie atât de mare problema, dar, la fel, probabil că e bine să folosești același tip de fonturi în tot documentul. Da? Sau documentul să fie structurat
după aceleași reguli de la început la sfârșit, ca să nu arate ca și cum te-ai fi îmbrăcat cu un costum foarte elegant de la Sarto. De la Sarto și cu o pereche de Converse roșii în picioare. Adică s-ar putea să fii perceput ca cel mult excentric, dar s-ar putea impactul asupra celui care îți citește textul respectiv, chit că e judecător sau un alt coleg avocat, să nu fie cel scontat. Da, am discutat mult cu colegii stagiari pe marginea acestui ghid. Eu personal sunt chiar foarte mulțumit că el există. Repet, pentru noi a constituit o bază de discuție, pentru că noi încercăm să mergem un pic mai mult. Acolo sunt niște reguli absolut basic, simple. Da. Repet, sunt primul care să fiu extrem de încântat că ele există, dar încercăm la INPPA să mergem puțin dincolo și să învățăm și tehnici de redactare, și tehnici de argumentare. De fapt, tehnicile de redactare presupun tehnici de argumentare, pentru că a scrie bine înseamnă să gândești, în primul rând să gândești bine, să structurezi foarte bine ideile și să le pui pe hârtie. Două întrebări am. Ai spus că s-au așezat la masă profesiile. Mie mi se pare că din modul de redactare reiese că a fost scris de către un avocat. E scurt la obiect, este fix ceea ce trebuie, nu e eu, vorbă multă. Eu, din câte știu, experții care au redactat acest ghid sunt mulți dintre ei avocați. Sunt și avocați și judecători. Și-au dovedit calitățile. Și cred că, da, cred că și-au dovedit calitățile și au făcut o treabă foarte bună. Și a doua întrebare mă interesează la tehnici de redactare și argumentare. Cum procedez cu ei? Deci ei au foile în față sau sunt la computer. Ce înveți în concret? Da, uite, să-ți dau un exemplu și iarăși e din ultimele întâlniri pe care le-am avut cu... Din alea de 5 ore, da. Un coleg care mi-a fost și student la facultatea de drept mi-a adresat următoarea întrebare. Ce facem în momentul în care suntem complet lipsiți de inspirație? Ca un scriitor, da. În momentul în care avem febra foii albe, blocajul foii albe. Iar eu i-am recomandat să abordeze această problemă în felul următor. Bun, în primul rând să se întrebe foarte sincer dacă n-are inspirație sau n-are chef. Că de multe ori se întâmplă și lucrul ăsta și știm cu toții că boala avocatului este să lase lucrările pe ultima sută de metri și să încerce să nu facă acest lucru. Dacă într-adevăr are probleme în a structura ideile, să înceapă redactarea cererii, chit că e cerere de chemare în judecată, întâmpinare sau o altă cerere, cu redactarea aparatului probator, cu enumerarea înscrisurilor pe care o să le folosească în cauza respectivă. Cu, aha, cu arătarea, liniuță. Da, cu liniuță. Da. Asta nu e un lucru care să-ți ceară sau să te pună în situația de a fi foarte creativ, ci pur și simplu faci o transpunere în pagină a unor documente pe care ți le-a pus la dispoziție clientul. Inevitabil în felul acesta începi să-ți structurezi și ideile. Când vei termina de făcut această enumerare, în mod automat mintea ta va fi analizat deja informația cuprinsă acolo și tu vei putea să începi să redactezi motivarea cererii respective. E un exemplu. Sunt și altele. Ei sunt foarte interesați de situații practice și de, cum să spun, modalități în care să reacționeze, dar nu doar în relația cu instanța sau nu doar în ceea ce privește redactarea actelor, în diverse situații. Eu, de exemplu, pun foarte mult accent și pe relația cu clientul, pe partea de interviu cu clientul, cum îi spunem. Interviu nu în sensul că neapărat stăm față în față, interviu poate să însemne și un schimb de mail-uri, dar e modul în care obținem de la client informația necesară pentru a redacta o cerere sau pentru a face o strategie într-un dosar sau pentru a da un anumit tip de consultanță. Faci cu ei și punere în scenă, de exemplu, ei doi colegi și zici unul este avocat, celălalt este client, hai să vedem cum vine. Eu personal pentru etapa asta cred că un proces simulat e
Neapărat un proces, o discuție. N-am simulat foarte mult. Ei sunt, repet, ei sunt avocați, mulți dintre ei au ceva experiență, mulți dintre ei au făcut înainte de a intra în avocatură un internship sau practică într-un cabinet de avocatură sau într-o formă de exercitare a profesiei. Și atunci cunosc destul de bine toate aspectele procedurii, să zic așa. Nu interesează foarte mult lucrul ăsta. Interesează chestiunile care nu sunt scrise în cod sau care nu sunt scrise într-un curs sau într-un tratat. Îi interesează cum să se comporte, cum să reacționeze la o anumită cerere, la o anumită excepție invocată, cum să-și facă strategia într-un dosar. Și discutăm de cele mai multe ori pe spețe concrete, adică la materiile de anul 2, la civil, procedură civilă, penal, procedură penală, noi le propunem niște situații complexe care să presupună și chestiuni de drept material și chestiuni de drept procesual și le discutăm la nivelul ăsta de variante de a reacționa în anumite categorii de situații practice. Ora de redactare sau orele se lasă și cu chestiuni, acum aveți jumătate de oră să redactați, nu știu. N-am făcut așa foarte școlărește lucrul acesta. Cum să spun, am mai făcut exerciții pe baza unor lucrări profesionale proprii, acolo unde ei au avut, să spunem, deschiderea de a le transmite și celorlalți colegi și cumva am făcut așa un fel de analiză pe text, uite cum se poate simplifica textul ăsta, cum poate să fie mai bine structurat, cum ar putea să fie mai bine așezat în pagină, de la chestiunile de formă până la chestiunile de fond. Dintre actele de procedură, care ți se pare că li s-au părut cele mai complicate? Nu aș zice că li s-au părut complicate anumite acte de procedură. Am discutat diverse categorii de situații. Spre exemplu, am discutat cu ei și am constatat că există unele dificultăți în materia redactării contestațiilor la executare. Ca o coordonată așa generală, unul dintre subiectele pe care le discut în fiecare an este clarificarea distinției între obiectul cererii și motivele cererii. Ce soliciți și de ce soliciți? Pentru că, deși așa teoretic lucrurile par a fi destul de clare, în realitate nu sunt. Și pornind de la această distinție, am analizat mai multe situații. Probabil și pentru că eu sunt specializat în materia executării silite, pe contestații la executare, pe diverse categorii de contestații la executare. Aici sunt niște confuzii care se fac uneori în practică. Poate materia contestației nu e suficient de aprofundată de o parte dintre ei, însă în practică o întâlnesc destul de frecvent. Și atunci discutăm aceste lucruri. Chiar și ei au venit la aceste întâlniri, chiar la ultima întâlnire, cu diverse întrebări legate de felul în care era redactat o contestație la executare, felul în care era redactat chiar petitul contestației, ce se solicita. Și eu le-am spus punctul meu de vedere, le-am trasat așa câteva idei. Sper că ce le-am spus eu a fost de folos. V-am întrebat care este cel mai important act, domn profesor, care este cel mai important act pe care trebuie să-l facă un avocat? La ce să fie el cel mai atent? Da, m-au întrebat cum ar trebui să reacționeze în diverse etape ale procedurii și... Adică vizăm totul pe cerea de chemare în judecată? Da, aici punem eu am tot ce o știm opinie, acolo. Da. Nu știu cât e de împărtășită de ceilalți colegi avocați. Te rog, Horia. Din punctul meu de vedere, arta unui avocat stă în redactarea concluziilor scrise. Știi ce am făcut?
Am ratat, ar fi trebuit să fii parte la dezbaterea pe care am avut-o. Cred că cu această dezbatere am început 2020. Dezbatere pe concluziile scrise, în care au fost un judecător, un procuror și 3 avocați, fiecare având, desigur, opinii diferite despre aceste concluzii scrise. A dominat opinia că, totuși, o concluziile scrise ar trebui să fie făcute, nu în penultima zi, ci constant, de la un capăt la altul al procesului. Asta e un lucru foarte adevărat. Eu le spun tuturor stagiarilor, așa le spui, aveți mare grijă cu împărțirea timpului, cu time management-ul, și deși avocatura, cum să spun, e profesia liberală prin definiție, nu ai niciun fel de constrângere decât poate anumite constrângeri minimale legate de programul instanței sau de orarul de desfășurare a ședințelor de judecată, deci tu în rest îți organizezi timpul, de multe ori avocații sunt corijenți în această materie și de multe ori avocații lasă pe ultima zi lucrări profesionale importante. De aceea, adică oficiile... cred că toți putem să dăm exemple de situații în care la ora 10-11 seara eram la coadă la poșta rapidă ca să depunem un plic să nu pierdem termenul. Și asta încerc să le poșta transmit... Poșta e cu noi, cum ar zice avocații. Încerc să le transmit colegilor avocați să nu lase niciodată pe ultima sută de metri. Iar la concluziile scrise... acolo lucrurile deja sunt... Părerea mea este... sau hai să spun mai multe lucruri. În primul rând, concluziile scrise, din punctul meu de vedere, nu trebuie să fie un simplu colaj de acte sau de frânturi din actele anterioare. Adică în concluziile scrise nu poți să reiei pur și simplu ce ai spus în cererile anterioare. Concluziile scrise sunt pentru avocat, ceea ce motivarea hotărârii va fi pentru judecător. O oglindă a întregului proces. Asta presupune o analiză foarte, foarte atentă. Presupune, într-adevăr, o activitate pe tot parcursul procedurii. Presupune să ții note cu privire la tot ce s-a întâmplat pe parcursul judecății și să ai puterea de analiză și de sinteză, de a sintetiza la sfârșit într-un document coerent, ușor de citit și ușor de înțeles tot ce s-a întâmplat în cauza respectivă, punând accent evident pe argumentele părții pe care tu reprezinți. Lucrul ăsta evident că presupune în primul rând exercițiu. Nu vei reuși să faci lucrul ăsta din prima și să-ți iasă extraordinar. Sunt, să zic așa, modalități în care te poți antrena pentru a face lucrul ăsta. Cum te antrenezi? Ei, cred că principalul antrenament pentru un avocat, pentru un jurist în general, este să citească foarte mult. Deci studiu individual, nu, da? Doar, și nu doar drept. Adică doar lectura îți va crea, să zic așa, aceste... Îți va dezvolta aceste procese de analiză și sinteză. Citind foarte mult, vei ajunge să și scrii foarte bine la un moment dat. Și repet, citind nu doar literatură juridică. Am reținut. Vin avocații stagiari și întreabă, domn profesor, l-a scris perfect, studiez, citesc, pun în pagină, știu care e fontul, știu cum să folosesc diacriticele, dar ce facem când trebuie... Când mă duc în fața instanției și mi-a pierit graiul. Da. Și aici e o chestiune de exercițiu, adică repetatul în oglindă acasă nu și-a pierdut încă utilitatea, să zic așa. Dar, repet, totul pornește, de fapt, de la cum gândești, de la cum îți structurezi argumentele în minte. Pentru că dacă tu ai o foarte bună structură a argumentelor, vei ști și să o pui pe hârtie, vei ști și să o spui oral. Da? La fel tricuri, cum... Adică înveți niște tricuri. Ce să fac când sunt în fața instanței? Să număr până la 5 ca să-mi treacă emoțiile, să mă gândesc că nu e nimeni, doar eu și judecătorul? Nu știu, întreb, că probabil că ei sunt curioși să vadă cum se gestionează, sunt niște emoții care trebuie gestionate acolo. Clar, clar. Da, principalul trick este să-ți
să ai o variantă scrisă, un rezumat al argumentelor pe care vrei să le prezinți în fața instanței. Sigur că nu o să le spui ca pe o poezie, dar cu siguranță având niște note scrise, dacă simți că ai un mic blocaj în fața instanței, vei putea să-ți arunci ochii pe acele note scrise și să depășești, și să depășești acel moment. De asemenea, le spun, gândiți-vă că e ca în fabula aia cu șoricelul care este speriat de pisică, pisica e speriată de câine, câinele e speriat de vânător, vânătorul e speriat de nevastă și nevasta e speriată de șoricel. Adică cercul la un moment dat se închide. S-ar putea și judecătorul din fața ta să aibă un anumit trac al ședinței, mai ales dacă e un judecător tânăr cu mai puțină experiență, să aibă un anumit trac că oare ce o să invoce avocatul care vine în fața mea? Dacă avocatul o să invoce o excepție la care eu nu m-am gândit, sau dacă avocatul va veni cu un argument la care eu nu m-am gândit, dacă va face o cerere la care trebuie să-i răspund pe loc. Adică trebuie să înțeleagă și să aibă un fel de empatie pentru cel din fața lui. Și asta e valabil și pentru judecător, cred. Și cred că ghidul surprinde și câteva aspecte de genul acesta. Poate citindu-l printre rânduri, dar eu zic că am sesizat și câteva aspecte, hai să le zic așa, de curtoazie care ar trebui să existe între avocat și judecător, între avocat și procuror, între avocați. Între avocați, apropo de între avocați. Dar dacă adversarul meu este un avocat foarte cunoscut, ce fac? La fel, o să zici. Da. Adică și instanța, da, și avocatul, și clientul, și eventual pe capul meu. Și a fost și profesor la facultate. Exact, și exact, nu mai stagiar să nu fiu. Da, da, da. Cred că o astfel de experiență te poate motiva foarte mult, pentru că știind că te vei confrunta cu un avocat de calibru, cu siguranță că te vei pregăti foarte bine pentru dosarul respectiv. Cu siguranță îți vei repeta pledoaria astfel încât ea să impresioneze. Cu siguranță îți vei imagina toate situațiile posibile în care te va pune adversarul și vei încerca să găsești rezolvări pentru ele. Avocatura este o profesie care să te motiveze în felul acesta. Îți spun un lucru. Și eu mă simt foarte motivat de întâlnirile cu avocații stagiari. În ce sens? Pentru că sunt conștient că îmi pot adresa întrebări la care să nu știu să răspund foarte bine în anumite situații. Ce s-a întâmplat? Da, 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 da. Și cum ce să spun? Trebuie să fii foarte bine pregătit. Studiez trebuie și să revin. Trebuie să, nu poți să spui asta păi niciodată. Tocmai, nu poți să spui asta niciodată. Nu, nu. Dacă ai spus lucrul ăsta, cel mult vei fi tratat cu, cum să spun așa, cu o oarecare indulgență. Dar ei când vin acolo, ei și vin în fața unui formator, ei se raportează la un model. Și formatorul trebuie să înțeleagă lucrul ăsta, că el devine un model pentru avocații respectivi. Dar dacă în instanță avocatul stagiar este nepregătit pentru o excepție, pentru că nu s-a gândit, nu că este nepregătit total, poate să îi învățați la școală să dați-mi dosarul, studiez și revin peste două dosare. Sunt situații și situații. Eu îi învăț un lucru și e valabil numai pentru stagiari. Să încerce să înțeleagă foarte bine psihologia judecătorului pe care l-au în față. Păi și cum să-l înțeleagă, da, dacă n-au experiență? Să îl analizeze, să nu strige dosarul la amânări sau la priorități dacă lucrul ăsta chiar nu e necesar. N-am înțeles niciodată tendința avocaților de a lua așa dosarele foarte repede, de a scurta concluziile, de a pleca foarte repede din sala de ședință. Nu, dacă ești avocat litigant, îți aștepți ordinea cu minte în bancă și analizezi foarte bine reacțiile judecătorului, stilul judecătorului. Sunt judecători care poate sunt mai proceduriști, care au tendința de a invoca multe excepții în cauze. Sunt judecători mai
solomonici, să zic așa, care poate abordează anumite chestiuni procedurale mai ușor, dar sunt foarte interesați de chestiunile de fond. Și atunci trebuie să încerci să te plasezi în contextul acesta, să-l vezi pe judecător, să-l înțelegi pe judecător. Repet, să ai acest exercițiu de empatie, să te pui în pielea lui și să vezi tu cum ai reacționa la argumentele pe care le aduci în cauză sau la excepțiile pe care le invoci. Bun, acum, cu siguranță, toți avocații au avut și unul sau mai multe momente în care n-au știut să reacționeze în instanță sau au avut un eșec. Și le spun și chiar le și dau exemple din experiența mea de situații de genul acesta, în care eu m-am dus și credeam că sunt foarte stăpân pe dosar și am fost pus așa, într-o situație mai puțin plăcută de o excepție invocată de adversar sau chiar de o chestiune invocată din oficiu de instanță. Sau de faptul că instanța nu înțelegea ce voiam eu să spun. Da, trebuie să fii pregătit pentru lucrurile astea. Trebuie să fii pregătit și pentru micile neîmpliniri profesionale. Ele te vor forma și te vor face mai puternic. Probabil că a doua oară vei analiza cu mult mai mare atenție dosarul și vei încerca să eviți situația neplăcută în care ai fost pus la un moment dat. Ai vorbit de managementul timpului pentru ei. Cum să și-l împartă ei? Ei trebuie să ducă și la avocat îndrumător, ei trebuie să vină și la institut. Nu mai zic că trebuie să facă tot felul de acte pentru dosarele lor, trebuie să facă acte pentru lucrări pentru institut. Când și cum? Repet, foarte mulți dintre ei, marea lor majoritate și-au dorit și sunt foarte mândri că sunt avocați. Și-au dorit să fie avocați, sunt foarte mândri să fie avocați. Fiind în același timp conștienți că avocatura nu e o profesie în care să ai un program de 8 ore pe zi sau... Sunt conștienți? Da. Majoritatea sunt conștienți de lucrul acesta și sunt dispuși să facă acest efort, mai ales la începutul profesiei, să lucreze undeva peste 10 ore pe zi și cumva să-și limiteze timpul personal și să pună accent pe profesie. Probabil că la început și nu numai la început, succesul în avocatură nu poate fi obținut decât făcând astfel de sacrificii. Eu le spun în același timp să aibă în vedere următorul lucru, să nu-și împartă neapărat timpul, ci să-și împartă problemele pe care le-au de rezolvat. Și să și le împartă în patru categorii. Probleme urgente și importante. Stai că nu notez și eu. Da, așa un cerc cu patru sectoare. Da? Urgente și importante. Da. Urgente și neimportante. Da. Neurgente și importante. Și da. Neurgente și neimportante. Da. Bun. Esențial este ca în prima categorie să nu ai nimic. Urgente și importante. Adică asta probabil că nu e weekend, dar nu că da, nu weekend avem să institutul. Să nu lași nimic care este important să devină și foarte, foarte urgent. Bun. Da. Cele care sunt urgente și neimportante presupun de obicei un timp scurt pentru a le rezolva. Și atunci e bine ca tot ce poate fi rezolvat în 10 minute să fie rezolvat în următoarele 10 minute. Urgent și neimportant. Da, bun. Da. Neurgent și important. Neurgent și important, aia e categoria principală. Acolo trebuie să fie axată atenția lor. Lucrări profesionale care au un termen în care trebuie făcute, cereri care presupun un termen, nu știu, contestații la executare, plângeri, cereri de exercitare a căilor de atac. Alea foarte important să nu fie lăsate pe ultima sută de metri, pentru că ele trebuie să parcurgă un traseu complet. Ele dacă nu parcurg acest traseu complet, rămân imperfecte. Dacă nu ajung să fie și corectate înainte de a fi depuse la instanță sau
trimise la adversar și așa mai departe, s-ar putea să aibă carențe cu consecințe mai târziu asupra situației clientului. Și lucrul ăsta trebuie evitat. Adică, repet, trebuie întotdeauna păstrat un anumit buffer zone, o zonă de confort care să îți permită să nu faci astfel de lucrări sub presiunea timpului. Acum, na, depinde de fiecare cât de îndelungat este acel timp. Da? Unii pot spune, păi mai am 3 zile pentru a face lucrul ăsta. Alții pot spune, mai am doar 3 zile pentru chestia asta. Adică aici cumva fiecare structurează, să zic așa, nivelul de, în funcție de care apreciază urgența unei chestiuni. Dar trebuie să existe preocupare pentru lucrul ăsta. Lucrul ăsta se face, în primul rând, ținându-ți foarte bine agenda. Deci militezi pentru agenda? Bun, agenda, sigur, poți să-ți o ții telefon. În format electronic. Așa. Nu. Noi suntem de modă veche cu hârtie. Eu sunt de modă veche, am în continuare agenda Moleskine pe hârtie, la care n-am renunțat niciodată și aici notez absolut tot ce am de făcut. Și chestiuni personale și chestiuni de profesie, de multe ori nu mai faci distinție între ele. Avocatul nu mai face distinție. Da, avocatul nu mai face distinție. Unde să le încadrăm aici, pe cele patru? La neurgente și neimportante, da, alea personale sunt de obicei neurgente și neimportante. Familia ultima știe categorie. De ce. Da. Și mersul la institut, unde se încadrează? Mersul la institut se încadrează aici, la cele aici. Importante. Se încadrează la cele importante și, sigur, având orarul... Bun, pregătirea cursului trebuie să fie făcută cu ceva timp înainte, și mai ales că eu încerc în fiecare an să le aduc în discuție chestiuni noi. Da, la civil, procedură civilă, încerc în fiecare an să vin cu alte spețe sau cu alte dosare. De multe ori le aduc și lucrări profesionale din dosare, evident, cu anonimizarea datelor, și să putem să discutăm în concret pe chestiunile respective. Da. Te întreabă de specializare, adică se gândesc de pe acum sau sunt avizii să parcurgă materiile toate la institut și apoi se gândesc cei mai mulți sunt conștienți că specializarea este, să zic așa, cheia succesului. Păi, adică... Și dacă vor pe achiziții publice, de exemplu, că nu se fac achiziții la institut? Bucățica de achiziții sau, nu știu, fiscal sau... Institutul este într-o perioadă de reformare. Domnul președinte Oancea a adus, să zic așa, câteva idei noi în institut și una dintre preocupări este de a lărgi puțin sfera materiilor care se studiază. Întâmplător, și achizițiile publice și elementele de drept fiscal sunt pe lista materiilor pe care am dorit să le avem sau să le putem oferi cursanților noștri. Sigur că asta depinde și de selectarea unui anumit corp de formatori, depinde și de un anumit specific al zonei, poate că, nu știu, la București ar fi un interes mai mare pentru o anumită categorie, poate la Iași nu ar exista interes la fel de mare pentru anumite chestiuni. Institutul încearcă să fie extrem de dinamic, tocmai pentru că, repet, nu suntem o prelungire a facultății, ci încercăm să ne aflăm într-un permanent dialog cu cursanții. Lucrurile pot sta diferit de la o generație la alta. Și ca număr de stagiari cu care trebuie să lucrăm și ca interesul lor pentru anumite domenii. Și probabil că o direcție interesantă pe care să ne dezvoltăm ar fi asta, de a le oferi posibilitatea de a urma anumite cursuri optând în funcție de interesul lor, de specializarea lor. La momentul de față, tehnica ne permite să desfășurăm și cursuri online.
Adică ei să stea acasă sau în altă parte? Și să adică, da, acceseze... adică ei să stea, de exemplu, la, nu neapărat să stea acasă sau în altă parte, dar ei să stea la Iași, spre exemplu, într-o sală de conferință și formatorul să fie la București sau să fie la Timișoara sau să fie la Strasburg. Și să poarte o discuție eventual moderată și de un formator local, dar să existe această posibilitate. E un lucru aproape banal la momentul de față. Și atunci cred că în anii viitori vom reuși să răspundem acestei dorințe a lor de a-și orienta atenția spre anumite domenii, de a se specializa în anumite arii ale dreptului. Dar pentru avocatul stagiar care și-a găsit o nișă într-o firmă de avocatură care face consultanță, cum se regăsește el în institut? Noi ce am discutat până acum, probabil că se referă în special la avocații, da, la avocații pledanți. Pentru că atunci când spui avocat, te gândești la un avocator care și-a geanta, roba și merge la instanță. Așa este, dar îți spun un lucru. Să știi să scrii un text juridic e universal. Adică contează poate mai puțin dacă tu te adresezi unui judecător sau unui procuror sau unei instituții sau te adresezi clientului. Tu trebuie să reușești să structurezi textul. Poate chiar că e mai dificil atunci când te adresezi unui nespecialist, pentru că tu trebuie să-i traduci, tu trebuie să-i dai o diagnoză juridică unei probleme pe care, de care el este interesat. Tehnicile astea de redactare, atunci când analizăm tehnicile de redactare, repet, pornim și punem foarte mare accent pe dialogul cu clientul, pe relaționarea cu clientul. Pentru că, la un moment dat, tu ca avocat vei fi, practic, cel care traduce clientului în termeni juridici o anumită problemă, o anumită speță, un anumit raport juridic. Îi vei spune o poveste calificată juridic, dar astfel încât el să poată să o înțeleagă. Și atunci, repet, exercițiul ăsta pe care îl faci trebuie să îți confere suficiente resurse metodologice, astfel încât tu să știi să reacționezi și într-o situație și în cealaltă. Eu le recomand, spre exemplu, și avocaților litiganți să își informeze clienții după fiecare termen de judecată, să le explice, chiar dacă au fost prezenți în sală, poate sunt colegi care au clienți care țin să fie și prezenți în sală și de multe ori au o percepție complet deformată asupra lucrurilor care au fost discutate acolo sau asupra anumitor incidente procedurale. Și atunci e bine să faci această informare la fiecare termen. Trebuie să o faci foarte clar, trebuie să o faci pe înțelesul clientului respectiv, într-un fel protejându-te și pe tine. Corect. Pentru că în felul acesta eviți o ușoară nemulțumire pe care clientul o poate dezvolta în timp, neștiind ce se întâmplă într-o anumită procedură sau chiar având o imagine incorrectă asupra ceea ce se întâmplă în procedura respectivă. Două întrebări mai am, Horia. Te rog. Una se referă la cea mai trăznită întrebare care ți s-a pus de-a lungul timpului de către avocații stagiari. Poate să fie de acum un an, de săptămâna trecută, de acum 5 ani. Aș vrea să te gândești. Și a doua, ce ți se pare că lipsește institutului? Adică pune-te, așa cum tu înveți pe colegii avocați stagiari, să te pună în pielea judecătorului, dacă ar plăcea lor să vadă și ce anume să vadă, pune-te în pielea lor și ce ți-ar plăcea să vezi și nu vezi încă la institut. Da, o să încep cu a doua întrebare. Te rog, ca să te gândești la aia cu mi-aș dori foarte mult la institut să putem să avem... știu că la București au mai fost, la Iași, din păcate, până acum n-am avut niciodată acest gen de dialog, să avem judecători și procurori care să vină să... Nu se predea neapărat un curs avocaților stagiari, dar să aibă un dialog cu ei.
Dacă citim ghidul încurajează genul acesta de... Mă surprinde că n-a fost, pentru că da. Pare că s-a întâmplat. N-a fost ocazia, nu știu, poate... La București e ceva normal. Poate că n-am fost nici eu suficient de inspirat până la momentul de față și să organizez astfel de întâlniri. Am organizat, cum să spun, în cadrul conferințelor, în cadrul seminarilor. Deci au existat, mm-hmm, cu siguranță. Dar mi-aș dori foarte mult, cel puțin la centrul nostru teritorial, să avem judecători, procurori, care să vină să discute efectiv doar cu avocații stagiari și să discute chestiuni importante pentru avocatul stagiar. Sunt convins că de multe ori judecătorii, procurorii, chiar cei din conducerea instanțelor, nu au o percepție exactă asupra problemelor cu care se confruntă avocatul stagiar. Cred că nici nu-și pun problema cel din fața lui este stagiar sau definitiv. Pe nici nu interesează. Sunt elemente care țin. Ei, de exemplu, mă întreabă de foarte multe ori și aici, iarăși, din păcate, nu știu să le răspund. Bine, o fac colegii care gestionează celelalte module, probleme legate de oficii, de plata oficiilor, de... Ce ține de barou. Da, da. Nu neapărat ce ține de barou, ce ține și de relația cu organele de urmărire penală și așa mai, și așa mai departe. Cred că ar fi utile astfel de întâlniri, sunt sigur că ar fi utile și îmi doresc să completăm cursurile de la INPPA și cu astfel de întâlniri. Eu cred că colegii magistrați ar fi și ei interesați, că poate nici nu s-au gândit la chestiunile astea. Mă bucur că ai spus colegii magistrați, că și eu cred la fel, că toți suntem colegi la urmă, toți cei care am terminat o facultate de drept și practicăm o profesie juridică, suntem colegi. E posibil ca chiar la un moment dat eu să fiu avocat, tu să fii magistrat și peste un interval de timp lucrurile să stea exact invers. Și atunci trebuie să avem această percepție asupra colegialității. Din nou, mă bucur foarte mult că ghidul spune lucrul ăsta. Umanism, am văzut că începe. Okay, e o chestiune cu umanism, mi s-a părut că asta e prima chestiune. Relațiile dintre profesii se bază pe umanism. Da, poate umanism e prea mult spus, dar colegialitate. Trebuie să fim conștienți de această colegialitate care există între noi. Bun, asta cred că se poate rezolva și da, sunt și eu zic că e un lucru pe care îl putem face în viitorul cel mai apropiat. Cea mai trăznită întrebare. Da, să terminăm într-o notă tonică. Da, sunt... Sunt mai multe? Sunt destul de creativi. Cum să spun? Uneori adresează întrebări... Prea ușoare? Hai să zic așa, ușor naive. Da. Dacă stai să le analizezi, îți dai seama că ei chiar au problema respectivă. Ei chiar s-au... Da? Adică îți dau un exemplu. Cred că la ultimele întâlniri am discutat mai bine de jumătate de oră dacă o cerere pe care o adresăm unui complet de judecată prezidat de o doamnă judecător... Doamnă sau domnule? Da. Dacă vom începe, dacă vom scrie domnule judecător sau doamnă judecător. Și într-un final am concluzionat că scriem onorată instanță ca să acopere. Da. E o chestiune, cum să spun, aparent așa, te poate amuza. Dar e o regulă de interpretare, masculin nu presupune feminin și invers, învățăm un an întâi. E importantă, da, adică poate dacă este o doamnă judecător care, cum să spun, ține așa la statutul femeii în societate și la poziția ei, s-ar putea să se simtă ușor pusă în umbră dacă ai scris domnule președinte. Stai, să presupunem că ești judecător și vine stagiar și zice doamnă președinte, dar nu că vine și spune, ci așa este cererea formulată. Ce-i face? Da, sunt colegi care procedează în acest fel. Da? Deci, iată un exemplu. Da, cum scriem? Doamnă sau domnule? Da, scrieți onorată instanță, nu știu. Da, pentru că suntem obișnuiți cu domnule președinte. Cererile de cele mai multe ori așa sunt formulate. Da, deci sunt uneori astfel de întrebări care pot părea, hai să zic, nu trăznite, dar pe niște chestiuni extrem de simple. Da. Totuși îți dai seama că ele au importanța lor. Mi se pare că această întrebare, scuză-mă, denotă o dorință a lor pentru rigoare.
Cu siguranță. Și cu siguranță. Pentru respect se gândește și la celălalt, la cel căruia îi se va adresa cererea, și atunci, domne, haideți să stabilim cum zicem. Iar onorată instanță acoperă foarte bine și domnul și doamna. Da, sunt de multe ori întrebări legate de, nu știu, ținuta vestimentară în instanță. Adică am avut și situații... Ce să ia pe sub rom? Da. Cum să ne îmbrăcăm în instanță? Cum să ne îmbrăcăm în instanță? Ce fel de pantofi să purtăm în instanță? Și răspunsul meu la astfel de întrebări este... Evident, trebuie să fie o ținută adecvată, decentă, dar cel mai important este nu vă îmbrăcați în robă în sala de ședință. Încercați să vă îmbrăcați în robă în afara sălii de ședință. Și iarăși mă bucur că și ghidul menționează în mod expres acest lucru. La fel cum judecătorul vine în sala de ședință îmbrăcat în robă, nu intră în sală în haine civile și acolo în sală și ia roba, la fel și avocatul când intră în sala de ședință ar trebui deja să fie îmbrăcat în robă. Da, asta poate că probabil că au văzut și judecătorii în sandale venind. Sau poate că au văzut și judecătorii în sandale. Îți dau un exemplu pe care îl dau și lor. Am fost la un moment dat la o curte de apel în Spania. Invitat de un coleg de acolo, mă rog, la cererea noastră să vedem o ședință de judecată și spaniolii ca și italienii sunt maestri ai etichetei, adică robe destul de flamboiante. Dar la un moment dat, într-o pauză în timpul procedurii, deci părțile erau în sală, avocații erau în sală, unul dintre judecători îmbrăcat într-o pereche de blugi cu pereche de Adidas în picioare și cu un tricou a revenit în sala de ședință și a mers la colegii lui avocați de la bară și a început să vorbească cu ei despre meciul Real Madrid-Barcelona, nu știu. Umanismul. Da. Și a fost o chestie absolut naturală, adică era pauză, oamenii redeveniseră colegi, conta mai puțin că el e îmbrăcat într-o ținută mai casual, dar în momentul în care s-a reluat ședința, el și-a luat roba, a redevenit judecător și a luat și, să zic așa, masca de judecător și lucrurile au reintrat în făgașul solemnității ședinței. Poate colegul judecător de la din Spania poate vine, trage o fugă până la Iași la o invitație a centrului teritorial Iași și le spune cum e avocaților stagiari despre o bine idee, nu trebuie neapărat să fie pusă în practică, că sunt convinsă că și colegii judecători magistrați români pot să facă asta. Horia, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și eu. A fost o reală plăcere și bucurie. Și pentru mine. Și poate că după ce se pune la punct un nou plan, poate mai discutăm pe această temă avocatului stagiar, care, sigur, ca și doctorii, adică se aseamănă un pic cu doctorii. Și avocații și doctorii intră în profesie. Foarte multe asemănări. Nu e specialist, dar stă și se uită după cum operează medicul specialist. Da, și la fel și avocatul stagiar stă și se uită și la lector și la avocatul îndrumător. Ceea ce este vorba în fond despre alegeri. Dacă asta ne-am ales, înseamnă că asta trebuie să facem. Cu siguranță. Mulțumesc foarte mult, Horia. Mulțumesc și noastră. Numai bine. Seară bună.